tombola din această frumoasă zi. Haideți, mii de aplauze, vă rog frumos. Nu mă încerc pe jos să nu te calci. Încet, încet. Așa, așa, mulțumim. Hai, 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 din o dată, vă rog. Frumos, frumos, frumos aplauze. Are aproape 600 de chile. Frumos, vă rog. Hai, hai, maestre, hai, hai. Nu mă încerc, e tehe, numele tare. Hai grijă, nu coborul la pantă, că să-mi bate de cap. Dă-i tare, dă-i, dă-i, am o viteză, hai. Hai, 100 metri gardul, dă-i tare, dă-i tare, dă-i tare, hai. Vă rog să aplaudați. Cel mai frumos ponei, credeți-mă. 5.000 de euro, fără TVA-ul. Mulțumim, hai, hai, să știți ce sunt proste. Îi crește prețul, 6.000, mulțumim. Salută, dacă salută, e 7.000. Fără să salute, hai. Nu vrei acum, eu... Are emoții și normal, nu văd la toată lumea niciodată. E emoționat, lăsați-l, dați-l pace, mulțumim, mulțumim. Mulțumim frumos, o femeie frumoasă. Încet, maestre, nu mă încet, încet, așa, așa. Orice băiat frumos. Hai, maestre, aplauze pentru prietenul meu, Luca. Facem o combinație, ce zici? O jumecherie, bine, dragul meu. Hai, aplauze, aplauze! Cred că e fola fetea azi noapte cu ea, că e cam obosită. Hai, hai, aplaudați-l, vă rog frumos, că nu știu, ori feciorul e supărat, ori ca lui om tichibat. Mulțumim, vezi că pici în vale, hai înapoi. Mersi, mersi, înapoi, dragule, hai. Să pregătește domnul Gabi Chiș cu Marcu Semingleu din Bistrița Năsăud, de la Bața. Hai, Luca, hai. Cred că nu mai ai motorină. Nu mă încerc, domnule, nu mă încerc, că mi-l împelici pe Luca și bai. Mulțumim frumos. Domnul Gabi Chiș, 101 număr de concurs. Cu Marco, la domnul Gabi Chiș. Încet, încet, cu Marco. Un călut frumos. Băi, bun copil de treabă, poartă clop și are barbă. Hai, aplaude pentru calul lui Cergaș. Frumos, frumos. Nu te pune în capătul culoarului. Hai, maestre. Domnul Gabi Chiș, cu Marco, Semingheu de la Bata, Bistrița. Aplaude. Ușor, ușor, ușor. Hai, Marcu, hai, mâncai chiar 6.000 de euro. Hai, noroc. Nu mai frumos, așa, așa. Mai fă-te rog încă o prezentare, vedeți un pic încolo. Haideți să-l aplaudăm pe prietenul nostru de la Bistrița. Frumos, frumos, să plătești, să pregătești Neluțu. Hai, Neluțu cu Căluțu, unde ești? Neluțu și Ioan. Mulțumim frumos! Maestre, stai un pic pentru diploma, te rog frumos! Aici o domnișoară frumoasă! Da, da! Băiețașul Luca, hai după diploma, unde ești? Aici o domnișoară frumoasă să înmâne diplomile, haideți vă rog frumos! O domnișoară... asistentă medicală cum bagă dușeri în bolă! De vă îmbolnăviți pe la doamna să poftiți! Domnul Sabo Luca Dragoș, 100, Gabi Chiș! Băi, Neluț, gândești că ai fost la casă, tătă noaptea vii cu spatele, măi! Șmechere, când mă duc pe la tine, un bar de horincă din Cuba, înțeles? Nu, așa. Prietinul meu de la Dobrit. Așa, la... Aici, aici e băiatul. Uitați... Nu, nu, e al lui Gabi, asta e al lui Gabi. Sabu Luca Dragoș. Cei care doresc pot să sărute domnișoara de legătură, dar numai așa pe frunte, ori pe obraz. Nu șmecheri că bărbatul să-i gelos și lucră la smut. Aveți grijă. Mă cunosc toate detaliile, eu i-am adus cu lucruri comoditar. Ai grijucă să nu te calce pe picioare! Aplauze pentru acest frumos exemplar de la Liceu Mihăiești. Da, și Ficțioana Alin se pregătește. Da, 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 da. Mulțumim, nu, încet, 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 așa, încet, că eu tenit băiatul, că azi noapte fac cu haltere. Făcut flotări cu două beri de 5 litri, una într-o mână, una
ta. Aplauze, vă rog frumos. Uite, măi, nu bate calul când mere domnișoara câtă tine. Așa, și nu mă, că e obraznic, mă, să ține de cuvânt, domnițu, că. Ai, ceapa ta. 50 de euro, de nu știu, nu vede lumea. Hai, domnul Arin, hai, maestre, aplauze. Ăsta-i dar mai serios, zic o țucă pe domnișoara, vă spun. Să pregătește Horodeanu Paul și Horodeanu, tot Paul, cu 104-105. Horodeanu. Horodean Paul. Corăbean? Corăbean! Da, cu capa de la Cârneanț Ungureș. Cu C, cu C, C, da, Corobean. Corodean, Corobean. Corobean. Da, ai sucat-o, mă? Da. Încă 50 de euro. Pentru că mi-ai face 2 bani de mașină. Cel din Aten. Hai, maestre. Atenție să nu vede zborul. Tovarășul Păsăruiu. Aplauze. Maestre, cum încep, cum încep, maestre. Așa, așa. Hai, Paulică, aplauze pentru acest frumos cai. Să știți că măcar cai și domnile să fie frumoase, mașinile și eu fi lovite, niciun bai. Horodeanu Paul cu eu, cu Dinu și Bondi, 104-105. Păsăroiu, cu culepa sere rară ce ai plecat de aici din țară. Ai noroc cu Jdiciu, că nu te am călcat calul. La Paul ăla cu globul verde, ăla semipădurarul ăla, te rog. Așa, așa. Ia, băi, n-ai aminte de nu-l tuși pe Sorin, pe Sorin. Așa, așa, haide. Zice, să-ți sucă de sudiță când ești la periniță. Uite-te, nu s-ar de auzea că mândri. Ia ce rău și pe Sorin. Vezi tu că n-ai avut ocazia să-l tuși pe Sorin cu niciodată. Noroc cu mine. Aplauze, vă rog frumos, pentru aceste frumoase exemplare. Mulțumim! Rodilă Antonio cu Brexit. Rodilă Antonio. Da, da, ușor, ușor. Antonio, încet, încet, frumos, așa pe tot. Așa, încet, încet. Nu vă grăbiți, frumos, încet. Aplauze, vă rog frumos, pentru acest frumos exemplar. Vezi din Apreaza. Rodilă Antonio, număr de concurs 106. Hai, te zice, băi, vezi ce domnișoară vă mână diploma, domnișoară de 1500 de euro. Hai, vezi după diplomă. Așa, frumos, frumos. Unul care e mai tupeist, mă, să e diploma. Așa, așa. Unul diploma, unul cupa, așa, vezi. Vă mulțumim frumos, aplaude și pentru domnișoara asta frumoasă de aici. Oana Olimpiu cu Corina, un semigreu de la Stoiceni. Oana Olimpiu. Oana... Numele de familie Ioana. Olimpiu cu Corina. Semigreu de la Stoiceni. Hai, maestre. Hai numai ușor, așa mai este, așa. Să pregătește domnul Filip Leontin, număr de concurs 108 cu Stela, un lipitan de la Suciu de Sus. Rămâneți acolo, rămâi, rămâi, te rog frumos, nu intrați doi pe interval, pentru să nu avem probleme. Numai vă pregătiți. Filip Leontin și Filip Gabi, cu Stela și Puiu. Hai, fecior. Așteptați, vă rog frumos, pentru cupă. No, dacă ți-e rușine, lasă că o țug eu, numai să-mi dumnece, nicio problemă. Cred că la care ni rușine până mântare mă oicea și tuc pe domnișoara. Să pregătește domnul Filip Leontin și domnul Filip Gabi cu Stela și Puiu de la Suciul de Sus. Hai, băieți! Da, 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 numai nu vă aglomerați, vă rog foarte frumos, păstrați disciplina, distanța, să nu se bată caii.
Țin să anunț mamele copilașilor care sunt pe aici să aibă grijă, pentru că nu știu dacă tați sunt prezent sau nu, dar mamele 100%. Că aici mă întâlnesc că alături, atât pruncul și tată, vecinul. Vă rog frumos, mamelor, mare atenție de copilași. Să nu vă dai alocația, nu de alta. Știu eu că ziceți frumoasă și faceți altul. Aici atât la 6 luni la semnele, nu că la noi la mare și jumătate. Hai, maestre, după primul, hai. Haideți după prima, hai domnișoara, cupa. Hai, Aurică, una și una. Așa. Mulțumim, rămâne să luați cupa, maestre. Hai, e cupa. Șeful. Domnul Paul Molnar, din la Sucul de Jos, număr de concurs 110 cu Stela și Luna, cel mai șmecher participant. Din aici, infractorul, unde ești? Paul Molnar. Hai, prietene, hai! Hai, maxiocule, hai! Aplauze pentru cel mai tare călușar din zona Lăbușului! Vigeți ce noroc că am pruncii care se nasc din mame frumos. Uitați cum știu călării. Se pregătește Iusco Damian Ioan, număr de concurs 111 cu Sabrina, înainte de Abiceu de Sus. Hai, te rog, Paul, hai după diploma, înapoi. Așa, repede. Mamele frumos, ce șmecher copii fac. Domnul Iusco Damian Ioan cu Sabrina. Aplauze. Se pregătește Alesia Lucia cu Amadeus, un coleg la Biseul de Sus, un mascul. Hai, unică, hai. Să nu-ți step în vale ca să neacă. Hai, ce rog după diplomă. Hai, băi, hai după diplomă la domnișoara. Băi, hai după diplomă, te rog, hai, dragule. Așa, tare greu, și calul, și diploma, și cupa. Așa, felicitări! Aplaudați-l, uitați-l curajos, crescător de animale. Și sper că e mămica, nu, doamna? Să vede. Frumoasă, doamnă, se dea Dumnezeu noroc. Iusco Alesia Lucia, de la Amadeus, de la Biseul de Sus. Domnișoara aia frumoasă, de acolo care e călare pe pune. Alesia Lucia. Să pregătește Sile Roman. Da, e la Iclod, cu Bruno și Bujor. Și cu doamna cea mai periculoasă. Nu mai încerc, uite-te cum îi joacă clopul în cap ca gelofarul pe mașina politică. Nu mai încerc, ai grijă, domnișoară. Nu-i de gine calul, proprietarul. Nu mai încerc, domnișoară. De acolo tot poți să lipă clopul și la gelofară. Băi, ține, mă, să n-ai coronarul la nou, de-ai grijă. Aplauze! Hai, Bujor, hai! Mulțumim frumos, tățile Roman cu Bujor! Să pregătești Erachii Dorel cu Paco, de la Sigetul Malmației cu un sânge rece. Hai, maestre! Ține Roman cu calul Bujor, să pregătește domnul Rachis Dorel cu Paco, un sânge rece din la Sighetul Marnației. Rachis Dorel, da. Dorelul Cuneș, după dumnealui Șanta Nicolae cu Sultan, un breton tot din la Sighetul Marnației. Dorel Rachis. Mulțumim frumos. Hai, Dorelul!
Santa Nicolae. Dă-ți-vă frumos coriatorul din fruntea aici și să poți fugi. Așa merge. Uite-te, Dorelu, zici că e de 20 de ani, de până atât ai bai o creare pocă la închidor, ne-a sută chiar și bunii. Primii 100 de kilometri până pornea din Sighet către Oradea. Hai să-l aplaudăm pe prietenul meu Dorel din Sighet. Aplauze pentru domnul Dorel. Să trăiască! Domnul Dorel, hai să modificăm traseul. Ieșirea o facem așa pe drum, să nu se mai întâlnească cali. Așa, vă rog frumos, mulțumim pentru înțelegere. Domnii, vă rog frumos, cum un pic să eliberați? Așa. Domnul Santa Nicolae, cu surta în umbreton de la Sighetul Marmate. Aplauze pentru Nicușor. Hai, Nicușor, hai, hai. Aș ia scurt așa ca Sighetenii, așa, ai niște tască, așa mai este. Următorul e Bosga Flaviu, cu Dakar, din Larga, sucul de sus. Ăsta a fost în Sahara. Mai este încet, așa, aplauze, vă rog frumos. Bosga Flaviu. Cu trei exemplare, domnul Bosga Flaviu, 117, 118 sau 119. Numerii de concurs, Emigiei de la Larga, se pregătește cu numărul 120, Dan Alexandru cu funda. Dan. Dan Alexandru. Hai, maestre, ușor, ușor. Ai păzat-o? Trebuie să te câștigi. Nu, dar de la eu. Mulțumim frumos! Să pregătește domnul Dangiu Alexandru cu frunza de la Tăltul Iisus. Trec în bundea comentatorului. Atenție, atenție, uite de cald de un blac călare la mântre între 12 și 4 dimineață. Aplauze pentru această frumoasă iapă. Gestantă. Aurică, ai grijă că e zachețucă. Păi, țucă, că nu mă spune la femeie. Mă uitați-l ce emoții, lasă Gotzuviu. Hai, Aurica, mulțumim frumos! Se pregătește! Se pregătește domnul Pop Valer cu numărul de concurs 121 cu Amanda Sângerete Giradez. Hai, maestre! Hai, hai, feciuri, aplauze! Mândru Grigor cu Sanda, un semigrei la Florești, Cluj, să pregătești numărul de concurs 122. Mulțumim, felicitări, aplauze! Hai, Mândru Grigor, unde ești? Oh, prietenul nostru! Hai, maestre cu Sanduca! Ce mi-o plăc cu mine, uite ce alergări astea, ce bun clop, uitați-vă cum fuge. Domnul Mândru Grigor, de la Cluj, colegul nostru. Mândru Grigor, mândru omul și frumos. Hai, maestre. Handru, hai să fie mândru. Măi, eu nu te-am făcut urât, te-am făcut mândru. Handru, Handru. Handru Grigor cu Sanda, de la Florești, domnul Grigor. Băiat bun de viță aleasă. Hai, maestre! Mulțumim, mulțumim pentru prezență, domnul Grigor, multă sănătate! Să pregătește Lazar Ioan cu Armin și tot Lazar Ioan cu Max Semigrei de la Breaza. Număr de concurs 123 și 124.
Domnul Lazar? Da, da. Deci domnul Lazar. Domnul Lazar, găteți-i frumos exemplare. Hai, maestri! Nu. Lazar. Domnul Lazar Ioan. Haideți, vă rog frumos. Mulțumim. Domnul Firhat Salim, e prezent aici. Să pregătește domnul Buda Nicolae cu Georgiana. Hai, maestre, haideți, vă rog frumos. Aplauze pentru aceste frumoase exemplare. Haideți să merită mii de aplauze, vă rog frumos. Mulțumim, mulțumim. Vă rugăm frumos, deci intrarea pe partea de către stradă, ieșirea aici pe la râu, pentru ca să nu influităm traficul și să avem evidențe neplăcute, domnii coordonatori, deci se întorc înapoi zeii ăsta. Vă rog frumos, desfaceți acolo o panică. Atât, mulțumim. Deci intrarea e pe partea de lângă stradă, ieșirea aici pe lângă vale. Vă mulțumim. Și nu vă grăbiți. Atenție, timp avem, marfa este, dacă trece, mai aducem. La Târgu Lăpuș, săptămâna e din 8 zile, 7 libere și 1 lucrătoare, duminica. Nu la copul din trebuie. Sunt de copilisoare frumoase de la munte, de la Roșu Târgeșului. Nicușor! Mulțumim, mulțumim, încet, 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 dragine. Întoarceți-vă un pic înapoi după diplomă și ieșirea e tot pe... Se pregătește Herman Andrei cu Eugenia și cu Adi de la Rogoz. Mulțumim, întoarceți-vă frumos înapoi. Ieșirea e pe aici pe lângă vale. Mulțumim frumos, mulțumim. Hai, 129-130 numere de concurs. Herman Firicel cu Bubu. Hai, maestre! Hai, băieții! Hai, băieții! Nu mă încet, băieți! Băieții de la Rogoz, încet, încet! Nu mă încet frumos, așa, băieți, așa, așa, așa! Hai, băieții, du-te până în capă, scurt, nu te-mi toci înapoi! Hai, maestre, hai! Ai grijă, băieții, să nu te calce căluțul! Tare greu l-am crescut pe pruncă ăsta că vă plăstrăm atât un purtat sticla cu bere când o furni. Numai nu-l putem adurni seara, numai dacă bem flaconul de 2,5, că nu-l putem burta. Aplauze, vă rog frumos, hai, 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 copii, hai. Rămâneți pentru diplomă, vom și diploma, stai, stai. Hai, e diploma. N-are frâine, n-are, ce să fac. Am mai văzut-o pe Aurica, știu eu. N-a tucau-i, mă! N-a tucau-i. Ai pierdut 50 de euro. Mulțumim frumos, să pregătește vota Gabi cu Rudi și podea Sergio cu, cu Tyson. Haideți, băieți, haideți, vă rog frumos, numărul de concurs 132-133. Mulțumim, mulțumim frumos! Felicitări! Uitați-vă cum ai un exemplar frumos. Ăsta e bun de umblat după mireasă. Așa, fecior, încet, încet, că te rog mai duce până în capăt o dură și când te întorci îți iei premiu. Diploma și cupa. Așa, frumos, frumos. Bodea Sergiu cu Tyson. Bota Gabi cu Rudi prezent. Dar vă rog frumos pe acolo să intre și pe aici pe lângă vale. Domnul, intrare pe aici pe lângă stradă, vă rog. Sergiu, hai te rog înapoi, hai înapoi, hai înapoi, dragă. Bun, felicitări, felicitări. Hai, maestre, ies premiu și cupa, hai. Stai pe aici acolo, hai, stai pe loc. Aici a ieșit, aici a ieșit, nu?
Domnul Covaș Vlad, după de concursul 34, da? Hai, maestre, cu Cezar Covaș Vlad, să pregătește Balog Adrian cu două, trei exemplare. Hai, te rog, ies primul, băiete. Mulțumim frumos. Balog Adrian cu Zeus. Balog Adrian. Pune numele. Domnul Hereș Ioan. 141. Hereș Ioan cu Narcisa. Hai, maestre, hai. Hereș Ioan, 141. Hai, te rog frumos, așteaptă-i după diplomă, te rog, băiete. Mulțumim, numai încet, că se scutură bere, ai grijă. O poți îmborda, să pe vai când cură, e vai. Domnul Hereș Ioan, felicitări! Maestre, cum vă numiți? Domnul, nu acolo, nu acolo! Înapoi, maestre, acolo ieșirea. Trebuia face o săzată, pus o mătură în sens unic. Hai, maestre! Bună. Domnul Florea, 142 cu Blondu. Florea Vasile, frumos, hai domnul Florea după premiu. Hai după diplomă. 142, domnul Florea, felicitări. Rămâneți aici, vă rog, domnul Florea, numai un pic. Mulțumim frumos. Domnul, cum vă numiți? Tot Florea, 143. Tot Florea, 143 cu Voicu. Frumos, frumos. Felicitări, felicitări. Încet, încet, așa. Mulțumim. Vă rog frumos să vă să așteptați să primiți diploma. Opriți, vă rog, mulțumim. Florea și mai cum sunteți? Tot Vasile. Tot Florea Vasile, da. Exemplarul numărul 143. Voicu. Haideți, vă rog frumos. Următorul. 144, Vere Sebastian. Hai, vă rog frumos. Din sub tare garaj și în garaj o limuzină trebuie o doamnă tare fină. Hai, maestre, aplauze! Ei, că e acolo mireasa, ia, frate, nu mă încet! Aplauze, vă rog frumos, mulțumim, rămâneți să ne luați diploma, rămâneți! Oprește, Mihai, oprește, te rog! Hai, Urică, promptică, e foarte, te aduce o tură cu coția. Număr de concurs 147, Sergiu Gugiulean. 147 și 148. Hai, maestre. Ia la corot. Să pregătești 140, un târziat din la bere. Cum te cheamă, mă? Este Sergiu Cuciulean. Sergiu Cuciulean. Cu Glorian și cu Dinu, 147 și 148, să pregătește Banu Răzvan. 138, cine o să stai la bere? Păvăluc. Păvăluc Dănut, 138. Și tot Păvăluc Dănut, 139, cu Blondu și cu Bruno. Nu mă încerc, băieții. Vă rog frumos, atenție, nu încurcați pista. Acum au intrat Păvăluc. Păvăluc, nu, acum au intrat Păvăluc. Păvălucul se ia băieții din spate. Nu e la Păvăluc, nu e la. Băieți, v-am mai spus, intrarea e pe partea cu strada, cu drumul. Ieșirea e pe partea râului. Rămâneți, băieți, un pic și vă rog frumos să fiți atenți. Mai lăsați din bere. Deci, Sergiu Cuciulean. Mulțumim! Și numai fichel... Deci Păvăluc Dănuț!
138 și pe Văluc de Anunț 100. Pe Văluc Viorel. Da, vă rog frumos, deci pe Văluc de Anunț, pe Văluc de Anunț și pe Văluc Viorel, dar doar Chiche 1. Exemplarul 140 pe Văluc Viorel. Nu mă încerc, Viorel, hai te rog frumos. Hai, ridică-ți diploma, așa mai este. Felul sur, mândră mărie, băiat bun și geminie. Încet, ai grijă că să nu împroaște pe cineva. Ai grijă, Viorel, ai grijă. Încet, nu-l bruia. Nu-l bruia să facă prostii. Următorul prezent aici, hai, maestre. Oh, nu mă încerc, nu mă încerc, se vite. Zere Sebastian! Sebastian Sărmăreanu! Cu jochii de la... Un perceron de la Medieș a urit frumos, frumos, aplauze, vă rog frumos. Nu mă încerc să bică, hai maestre! Așa, frumos, frumos! Sebastian Vereș! Te rog să stai, Sebi, să-ți iei diploma, te rog frumos, mulțumim! Mulțumim, maestre! Felicitări, vă rog frumos, pentru acest frumos exemplar. Haideți să-l aplaudăm pe domnul Sebi de la Medieș Aurit. Felicitări pentru această frumoasă piesă de cal, un exemplar deosebit de frumos. Următorul, cine e acolo? Ce număr de concurs? 149, Banu Răzvanel. Hai, Răzvanel. Banu Răzvan. Să pregătești lacea toți Marcel 150 cu Amadeus. Hai, maestri, hai, 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 aplauze frumos, frumos. Te rog să vii aici, lângă domnul Distinian, să-ți ridici diploma. Stai, maestri, te rog frumos, oprești acolo. Lacea toți Marcel cu Amadeus. De la Șoncuta. Legătos Marcelu cu Amadeu și se pregătește Kindriș Marcel Marius 151 și 152. Nu mă încerc să nu fac panică. Așa. Încet, încet, frate, încet. Mulțumim, Kindriș, da. Kindriș Marcel Marius. Mulțumim frumos! Deci, Kindriș Marcel Marius a fost? Acum intră! Stai că mai abia o să vreau. Hai, numai încet, băieții, încet, 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 încet. Da. 151 și 152, hai, vecior! Numai încet să nu-ți fac în sub de laude, așa, așa. Hai, băieții! Haideți, vă rog să vă luați diplomile, mulțumim, felicitări! Se pregătește număr de concurs 153, Andrei Toma, cu Dana. Fecior. Aici ieșirea, ușor, ușor, fecior, ușor. Andrei Toma. Încet, încet. Andrei, tu ești Andrei Toma. Da, mai este. Andrei Toma și Miclăuș Lena. Cu Sabrina. Lena Miclăuș, număr de concurs 154. Haideți, vă rog. Lena Miclăuș. Absentă. În gara de nord. Cum vă numiți, domnul? Miclăuș Bela, adevărat român din Suciu de Jos. Așa, verișor cu Marco Belo. Aplauze pentru prietenul nostru, să trăiască la mulți ani. Miclor, de-aleide, viso, nu mai, lasă-o, lasă-o, că să-mi burdăcalul, așa. Cea mai tare cupă, numai bora spalin că o să bei ghinea, tati. Ușor, ușor, mulțumim. Deci, în aceste condiții, stimați participanți,
Proba de frumusețe ia sfârșit. Mulțumim tuturor celor prezenți la această frumoasă probă. Toți cai au fost frumos. Nu există cal urât. Zice că mor doi prieteni la bar și-au zis cum urcă de altă. Băi, Ioane, hai să bem câte un 50 de vodcă. Să vedem, zice, să vedem cât e frumoasă doamna de la bar. O zis Gheorghe, băi, eu, mai încă 200, ca tot să vezi ce mândrei doamna. Așa că după ce mai vezi două triberi, toți cai de la această frumoasă expoziție egal de mândri, egal de trăgați, egal de scum. Mulțumim frumos! Și acum premiem pe domnul Costel Pitic, cameraman și operator foto de la Suceava, și pe maestrul Chistinel, tot din partea primăriei și din partea organizației Copiii Centenarului, cu aceste frumoase diplome și aceste frumoase cupe. Rugăm ca această domnișoară Aurica să le rugăm. Nu mă încet, că eu cam tremur, că am dat pomană. Una la domnul Cristineu, domnul de aici, așa, și ocupă. Și domnul Costel, vă rog frumos. Sau doamna, care sunt prezenți aici? Haideți, vă rog. Domnul Costel, este? Puteați, domnișoara. Sorin, du-te, du-i tu la domnișoara, la doamna. Oie, ce e, doamnă frumosă. Să teme, nu, Sorin. Da, să filmăm aleca așa. Înainte de a începe programul artistic, țin să felicităm